Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să facem bilanțul activității CMC-ului. Invitatul ediției de astăzi este Ion Ceban, președintele fracțiunii PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, domnule Ceban! Bună seara și bine v-am găsit! Mersi de invitație! Pentru că suntem pe sfârșit de an, este și firesc ca să facem niște concluzii și să spunem ce ne-a reușit din ceea ce ne-am propus la început de an și ceea ce lăsăm și pentru anul viitor. Întrebarea mea sau prima întrebare din cadrul acestei emisiuni este una destul de simplă. Ce s-a reușit în anul 2018 și cât de benefic a fost el pentru CMC? În primul rând, cred că aș menționa ceea ce am mai spus. Și cu alte ocazii, da. Da, cu alte ocazii, dar o să repet. Este vorba despre faptul că primăria municipiului Chișinău, locuitorii municipiului Chișinău, capitala țării noastre, a scăpat odată și pentru totdeauna, sunt sigur de acest lucru, de Dorin Chirtoacă. O catastrofă care a distrus orașul constant ultimii 10 ani de zile. Și faptul că noi am fost cei care am developat săptămână după săptămână, zi după zi, schemele de corupție, fără de legile care erau, traficul de influență și tot așa mai departe, și am contribuit la debarcarea lui din această funcție, eu cred că este un lucru care trebuie trecut în revistă pentru realizări în anul 2018, pentru că nu se mai putea continua în asemenea și a tolera acțiunile, de fapt, acestea. Da, nu se mai putea tolera aceste acțiuni sau ceea ce făcea el în ultima perioadă. Cred că ăsta este unul dintre bife politice pe care putem să o fixăm. Doi, am avut un an destul de complicat, am avut în această perioadă și alegeri anticipate la funcția de primar. Bine, avem rezultatul care îl avem, dar ceea ce trebuie de menționat aici este faptul că contracandidatul pe care l-am avut în aceste alegeri, așa cum nu venise cu nicio propunere reală până în campania electorală pentru chișinăuieni, pentru municipiu, adică pur și simplu n-ai apăsat de ceea ce s-a întâmplat în municipalitate, după cele întâmplate, a zis că indiferent de rezultat, va lupta pentru cetățeni, l-am văzut la construcții, la vreo două unde și-a făcut publicitate electorală sau poate de alt tip, dar n-am mai văzut să vină cu o propunere sau o soluție sau vreo recomandare în general. Pentru a redresa o stare de lucru. Pentru a redresa cumva, într-un fel sau altul, starea de lucru din municipalitate. Eu aici afirm cu toată responsabilitatea. Cel mai micuț ONG, care este format din doi, trei oameni care se preocupă de diferite subiecte, cele cu caracter de protecție, spre exemplu, a animalilor fără adăpost, sau cele care se preocupă de protecția socială a persoanelor, cele care se ocupă de problemele oamenilor cu nevoi speciale. Vin zilnic cu astfel de propuneri, dar un dita mai de partid care se crede partid mare și important și folositor, politică din țara noastră, folositor, da? Și nu știu ce acolo mai departe, chiar să nu propui măcar o virgulă într-un proiect de decizii sau să vii, hai oameni buni, să vedem ce facem cu ăștia din grădinițe sau ce facem cu ăștia din școli. Deci nu mai așa, strigăte, țipite, tot felul de critici la tot felul de nivel. Da, criticăm și noi, dar noi pe lângă faptul că criticăm, noi propunem. Asta trebuie este diferența între critică constructivă raportată la diferite probleme. Exact. Mai mult decât atât, am demonstrat și în instanța de judecată că este un mincinos atunci când ne-a acuzat de faptul că noi repartizăm terenuri funciare prin Chișinău și nu recomand nimănui să mai spună astfel de lucru, pentru că spun asta cu toată responsabilitatea. Fracțiunea pe care o reprezint și pe care am onoarea să o conduc nu a votat nimic ce ar dilapida municipiul Chișinău sau vreun proiect funciar în acest sens. Noi domnule Ceban, dar se mai votează pachetul la ăsta, legi la pachet? Scuze? Proiecte de decizii sau da. Decizii. Da. Noi am avut câteva în această perioadă de 4 ani de zile. A fost mai dificil prima jumătate de an din 2015. Încercam să punem pe tapet toate aceste subiecte, să le arătăm, să le deschidem totuși ochii tuturor ce de facto se ascunde după aceste votări. Și vreau să vă zic că de atunci poate aș număra pe degete
decizii. Au fost, inclusiv alea morilor, despre care am vorbit în repetate rânduri, dar n-au fost la pachet. Au fost votări care au fost separate de experiența anterioară de votare, sute, 800, cum a fost renumită ședință, unde se delapida patrimoniul municipal. Iată, în ultimul timp se pare că a fost stopat fenomenul ce se numește construcții ilegale. E așa sau este, nu știu, o percepție subiectivă? Noi ne-am dorit ca acest lucru să fie așa, dar spre mare regret trebuie să constat că nu este așa. Da, poate din amploare a fost sau este diminuat. Nu este atât de expresiv cum era anterior. Dar există probleme, există probleme la Bogdan Voivod, există probleme la numeroase adrese, la Ciocana, la Botanica, la Buiucani. Dar cine se face vinovat de starea de lucruri create? Păi bine, trebuie să vedem că sunt câteva etape în toată această chestiune. Prima etapă ține de înlăturarea sau înstrăinarea pământului municipal. Pentru că e pe lângă faptul că se bagă acolo unde nu pot să se bage sau n-ar trebui să se bage, ei vor ca să se bage acolo și pe gratis, adică să le iasă cât mai puțin. Revin, Valea Morelor, prețul terenului care este 4 milioane de euro, preț de piață, a fost dat pe sub masă cu echivalentul la 37.000 de dolari. Ceea ce este absolut inadmisibil. Această diferență, vă dați seama că a ajuns undeva în buzunarele cuiva, unor funcționari care iau decizii. Deci asta ar fi numărul 1. Aici încercăm să facem regulă și pentru prima dată ne-a reușit să punem pe tapet subiectul legat de licitații publice privind terenurile din municipiul Chișinău. Acum insistăm și pe arendă în această privință, că nu trebuie să ia consilieri decizii de acest tip. Toate lucrurile trebuie să fie transparente, iar dacă primăria totuși decide să vândă ceva, trebuie să încaseze bani pentru chestiunile astea. Ați văzut și raportul Curții de Conturi care spune că nu sunt la evidență. Deci tot ce ține de bunurile imobile din municipiul Chișinău și asta ar fi undeva evaluat la 32 de miliarde de lei, ceea ce este o cifră enormă. Nu sunt sigur că acum reușim să mergem pe această formulă, dar sunt două lucruri pozitive. A fost aleasă companie care trebuie să facă aceste licitații și B, trebuie să fie formalizate toate lucrurile legate de evidența proprietății municipale, astfel ca să știm dacă se scoate ceva la vânzare sau nu, în bază la ce, cât asta costă și cât primește primăria pentru a redirecționa banii ăștia ulterior pentru alte proiecte economice sau sociale. Revenind la subiectul construcțiilor ilegale, spre mare regret, acesta încă mai persistă, devine să fac funcționarii, în special din primărie, instanțele de judecată, la fel, funcționarii din primărie, pentru că ei pun semnăturile sub tot felul de autorizații, certificate de urbanism și tot așa mai departe, și ei nu pot să nu vadă sau să nu știe de faptul că pe teritoriul unei grădinițe sau pe teritoriul de joacă, pe terenul de joacă de copii, în curțile blocurilor locuite, în spațiile zonelor verzi, nu este absolut admisibil astfel de intervenții. Iar prin instanțele de judecată, dacă, într-un fel sau altul, spre exemplu noi, avem sute de demersuri de a opri aceste fără de legi, ele, în instanță finală, sunt legiferate inclusiv prin corupția care există în sistemul judecătoresc. Și acest lucru este la fel de grav. Spuneți-mi, vă rog, atunci când ați prezentat, iată, raportul de activitate pentru anul 2018, ați remarcat și un aspect destul de interesant, ceea ce ține de susținerea tinerilor specialiști. Vreau să rămânim în albe acestui aspect și să ne vorbiți mai mult. Ce s-a reușit la acest capitol? Haideți să le luăm pe rând. Eu cred că, oricum, tinerii țin de politicile multisectoriale, cross-sectoriale, adică nu poți viza doar o politică de tineret, pentru că este un segment de vârstă, de la 18 și până la 30-35, în diferite țări, avem diferite vârste, poate să fie și de la 14, unde sunt inclus în aceste categorii de vârstă și adolescenți. Deci politica de tineret, eu vă spun ca și fost viceministru pe domeniu, vizează toate absolut domeniile. Sănătatea, pentru că tinerii se confruntă și cu această problemă. Educația, pentru că e nemijlocit
e un domeniu foarte important în, în ceea ce ține de implicarea, activitatea tinerilor în, acest, în această procedură, acest procedeu. Angajarea în câmpul muncii. Deci zone de agrement. Și tot așa mai departe. Deci putem vorbi la nesfârșit. Ce avem noi ca și prioritate este ca să susținem tinerii specialiști, pentru că este foarte mare problemă în ceea ce ține de venirea în, în sectoare, în diferite domenii, atât la primărie, cât și în alte sectoare, vitale, inclusiv a economiei. Tinerilor specialiști, o bună parte din acei care sunt cu adevărat buni pleacă peste hotare, nefiind motivați suplimentar. Noi am zis că pentru început, haideți să vedem ce putem face în privința compensării plăților la chirie. Și am venit cu un instrument de compensare, am zis noi, pentru o garsonieră de aproximativ 30-40 de metri pătrați care ar putea să fie cu un suport de 1000 de lei din partea primăriei. Da. Inițial am propus ca acest lucru să fie fără contract de chirii, după care colegii noștri au insistat, noi am votat în formulă doar ca să susținem și să fie promovat și am revit în luna noiembrie pentru că eram absolut corecți, oamenii se tem, fug de fisc, nu prea vor să facă acest lucru, să-l legifereze și noi am zis că dacă noi vrem să ajutăm tinerii, atunci trebuie să-i ajutăm necondiționat, indiferent pentru ce cheltuie el acești bani. Dacă va considera că are nevoie de alte lucruri decât plata chirii, lăsăm la discreția lui. Acum lucrăm și definitivăm un program legat de locuințe, pentru că asta e o altă problemă pentru care pleacă tinerii peste hotare, pe lângă venituri, deci ei și-ar dori o locuință a lor proprie, dar spre mare regret, costurile sunt foarte mari, iar programele care vizează astăzi nemijlocit acest domeniu nu sunt suficiente și nu sunt destule pentru diferite categorii de tineri. Noi am zis că stimulăm și aici am în vedere și politica de salarizare. Cu multă timp înainte de a veni cu careva soluții guvernul, eu o să mă repet, am zis atunci că probabil că au plagiat, probabil că înainte de campanie, dar noi am fost cei care am dat curs unor astfel de decizii încă anul trecut, când am abordat subiectul celor din domeniul învățământului preșcolar, când le-am majorat aceste venituri salariale cu 50%, este vorba despre 2700 de bugetari în municipiul Chișinău, care sunt dădaci, bucătari, personal auxiliar și tot așa mai departe, pentru că salariile și așa sunt mizere, chiar cu aceste adaosări. Noi le-am suplinit din acest an cu încă 500 de lei pe lună, în mod normal, aceste sporuri au crescut cu aproape 100%. Ceea ce tot este foarte puțin, pentru că... Probabil ați fost întrebat, mijloace financiare, de unde s-au găsit pentru a face aceste acoperiri? Noi am început să ducem o evidență mai strictă și să atenționăm mai strict asupra banului public cheltuit. Mijloace financiare erau întotdeauna. Suficiente? Nu suficiente, pentru că nu putem vorbi despre o suficiență în acest sens. Necesități sunt mult mai multe decât posibilitatea. Spre mare regret. Dar aceste necesități în continuu trebuie să fie revizuite, posibilitățile trebuie extinse, acumulările trebuie să fie mai mari, iar asta s-ar baza pe investiții, pe proiecte, programe de parteneriat privat-public, pe crearea noilor întreprinderi, locurilor noi de muncă și tot așa mai departe. De unde am putea să avem o altă abordare din punct de vedere economic și financiar a proceselor de acumulare la buget, taxele și multe alte lucruri foarte importante în această privință. Păi iată, pentru cei din sfera protecției sociale am venit cu un suport de 40%, cei din domeniul culturii 40%, protecției copilului 30% și tot așa mai departe am mers pe fiecare categorie. Ceea ce este grav și ceea ce mi se pare incorrect, noua lege a salarizării nu va permite ca aceste sporuri salariale să fie efectuate din anul 2019, pentru că așa prevede legea că aceste sporuri nu pot fi efectuate de către administrația publică locală. Spre mare regret, pentru că sunt unele categorii de bugetari care vor primi mai puțin în urma majorării acelor salarii despre care se vorbește la guvern și la Parlament, decât primeau acum cu aceste sporuri pe care le dădeam din partea primăriei. Asta ar fi o a doua linie de stimulare, într-un fel sau altul, pentru că și aici sunt foarte mulți tineri care, nemijlocit, beneficiază de unele sau altele garanții sociale.
Ce am dat suplimentar în această primire? Pentru prima dată am început să compensăm cheltuielile de transport pentru diferite categorii. Și aici mă refer la pedagogi, la mulți alții medici de familie, da, și asistentele medicale. Este vorba de o compensație de 70 de lei la transport. La transport. Am intervenit cu suport pentru materiale didactice, iarăși, după părerea noastră, mecanism care a fost copiat ulterior de guvern, să vedem cum va funcționa. Da, a fost pus pe roate acest mecanism, da, raportat de lei fost, la pedagogi? Da, 500 de lei au fost de la 1 septembrie, noi planificam 1000 de lei de la 1 ianuarie 2019, dar am început în acest an și, apropo, guvernul a reușit să și impoziteze acești bani. Iată, anticipați întrebarea mea. Sau această sumă este impozitabilă sau nu? A fost impozitată. Noi am suplimit prin alte decizii ale Consiliului deja în luna noiembrie ca suma să fie ridicată integral, fără niciun fel de rețineri suplimentare. Totodată, pentru prima dată, ceea ce vreau să vă spun, și sunt 1000 de bugetari în Chișinău pentru care am găsit un mecanism de suport pentru alimentația zilnică. Este vorba despre 45 de lei pentru fiecare bugetar care primește pe zi, aproximativ 900 de lei care sunt transferați pe card pentru a putea lua masă. Și când noi vorbim despre un pachet integral în acest sens, zicem, adaosul la salariu, chestiuni legate de compensarea cheltuielilor pentru chirii, compensarea cheltuielilor pentru transport, compensarea unor cheltuieli care sunt legate de alimentația zilnică, iată, acest pachet minim social ar trebui să funcționeze și la nivel de țară. Și noi suntem gata să facem acest lucru. Am prezentat în special pentru diferite categorii, cum ar fi medicii, pedagogii, mulți alții cărora trebuie să le acordăm un statut special în toată această situație, pentru că oamenii fug din țară și acest lucru este grav, trebuie să decidem. Iată de exemplu, da? De ce n-ar fi putut să vină Andrei Năstase cu un asemenea proiect, doar noi am fi contrasemnat. Apropo, noi în anul ăsta ne-am ciocnit, probabil pentru prima dată, pentru că sunt zeci de proiecte pe care le-am promovat. Este greu să le refuze atâta timp cât indicăm sursa de finanțare, cât indicăm că vizează nemijlocit anumite sectoare, oameni concreți, în special cei care o duc foarte prost, mă refer aici la persoanele de vârsta a treia, cu pensia mizeră, cei care sunt cu nevoi speciale, unde tot e o situație foarte dificilă. Familiile monoparentale, familiile cu mulți copii și tot așa mai departe. Dacă vedeți, deci toate programele noastre țintesc anume suportul pentru cei mai nevoiași, începând de la 42.000 de familii care primesc compensații pentru perioada rece a anului și avem aici și probleme de blocaj cu primăria și finalizând cu programe de suport pentru persoanele în etate, familiile tinere, acum cu 3 copii, cu familiile pentru achitarea sau compensarea unor cheltuieli legate de grădiniță, indemnizații la naștere celui de-al treilea și următorilor copii, iar pentru persoanele social vulnerabile, familiile social vulnerabile, chiar de la naștere primului copil, este vorba de indemnizația unică asta de 2000 de lei. Eu aș putea să vorbesc, de fapt, la nesfârșit. Noi încercăm să fim mai aproape de fiecare segment a populației, dar ne este foarte complicat, cum ziceam, câteodată am fost în acest an, pentru prima dată, nevoiți să ne retragem semnături de pe proiectele pe care le-am făcut noi. Deci am zis că de ce n-ar înainta un Andrei Năstase un astfel de proiect? Pentru că noi suntem gata să contrasemnăm. Nu e nicio problemă. Noi le-am spus colegilor din CMC. Ca atare nu este corect ceea ce faceți voi, ne puneți să ne retragem semnăturile, să prezinte executivul, ca să nu fie laurii socialiști. Oameni buni, noi am lucrat proiectele astea și s-a lucrat foarte mult, pentru că aici e chestiune de cifre, chestiune de finanțe, chestiune de economie, chestiune de stabilirea priorităților. Dacă faci așa, de ce nu faci invers sau pentru ceilalți nu faci? Toate lucrurile astea sunt lucrate. Dar dacă le punem sub semnul întrebării în procesul de votare, da sau nu, și contează semnătura cui este acolo, noi am zis, poftim, semnați toată fracțiunea liberalilor, să semneze Andrei Năstase, să semneze democratul care este în CMC și tot așa mai departe. Noi suntem gata să votăm proiectul ca fiind din partea dumneavoastră. Noi n-am blocat niciodată în Consiliul Municipal Chișinău, deși asta s-a încercat a interpreta, un proiect de impact cu caracter economic sau social prezentat de alte fracțiuni. Pur și simplu ei nu prea prezintă, asta e altceva.
Spuneți-ne, vă rog, iată, atunci când vorbim despre transport, pentru că acest aspect a fost abordat și în campania electorală, s-a tot discutat despre procurarea autobuzelor. Da, noi am planificat anul trecut peste 30 de milioane și am început să discutăm despre acest lucru inclusiv cu diferiți parteneri de peste hotare. Spre exemplu, eu vă dau un exemplu ca să fie clar de ce. Guvernul Republicii Moldova, chiar guvernul ăsta cu majoritatea asta parlamentară, are semnat cu Belarusul un acord în care este prevăzut foarte clar că am putea să avem o reducere 1, 2, 3 pe anumite scutiri de TVA. Deci, în principiu, dacă am ajunge la un acord cu Belarusul, care produce autobuse foarte bune, cu motor de Mercedes astăzi, care sunt, spre exemplu, procurate în România, în Serbia, în Bulgaria, în multe alte state care sunt din regiune, am putea face asamblarea acestora la Chișinău, exact după modelul trolebusilor. Acest lucru ne-ar permite să creăm și noi locuri de muncă, să plătim oamenii noștri, să ne perfecționăm, dar la o anumită etapă și să exportăm producția ca fiind deja autohtonă. Întreprinderi mixte, variante de care vreți sunt există în această mulțime privință. De posibilități. Parteneriate privat-publice și tot așa mai departe. În fine, s-au încercat a face câteva licitații pe parcursul acestui an. Era vorba de contractarea a unor companii sau inclusiv relații la nivel de state pentru procurarea 50 de autobuse cu o rată care avea să fie achitată acum și respectiv planificările ulterioare care rămân pe buget, dar și utilizând instrumentele financiare. Spre exemplu, instrumentele financiare care ar putea să fie oferite de Belarus ar fi mai ieftine decât cele care ar putea să fie oferite de BERD și BEI, cum a fost, de exemplu, pentru procurarea trolebusilor. Iar dacă n-am avea și un intermediar, cum a folosit Dorin Chirtoacă, pentru a procura trolebusele din Belarus, a folosit o companie din România. Știe toată lumea, da? De ce este nevoie de o astfel de abordare? Asta ne-ar costa cu 27%, noi am socotit, mai ieftin pe unitate de transport. Ori noi nu avem luxul ăsta, pentru că banii ăștia am putea să-i direcționăm în altă parte, la domeniul social, la domeniul economic, la grădinițe, școli și tot așa mai departe. În fine, de 4 sau de, nu mai țin minte exact, 5 ori aceste licitații au ieșuat și eu cred că aici există o chestiune că cineva din executiv nu era foarte interesat ca lucrul ăsta să se întâmple. Atunci când a fost ultima ședință, dacă nu greșesc, săptămâna trecută, în această privință, noi am solicitat ca banii să fie redirecționați rapid spre procurarea de trolebuse, pentru că de altfel pierdeam banii și atunci nu puteam să-i utilizăm nici pentru transport, nici pentru alte necesități. Iar acum cineva cu FAST deschide rute la Durleș, la Turșeni și tot așa mai departe. Eu vreau să amintesc, toți banii sunt planificați de consilierii municipali în bugetul pentru anul trecut, anul curent, anul viitor, spre exemplu, pentru trolebuse, am avut peste 70 de milioane în acest an planificate, inclusiv 20, dintre care cele care sunt fără fir, care circulă spre destinații sau alt. În fine, se urcă cineva la volan, am văzut noi cine, tot felul de Ștefan cel Mare, și arată că ei sunt mari viteji. Nu contează, important să ajungă acest lucru până la oameni. Da, e firesc să faci PR politic pe seama Consiliului Municipal, reieșind de atât din exemplu pe care l-ați oferit dumneavoastră? Eu cred că suntem deja pe finalul unor chestiuni legate de perioade electorale, la perioada electorală suntem la început. Și oamenii vor da toate verdictele respective. Eu cred că nu este corect. De exemplu, noi am fost acuzați că uite, avem câteva proiecte de infrastructură, că de ce socialiștii? Păi, oameni buni, dar cum vreți voi? Dacă noi le-am elaborat, noi le-am lucrat, pe urmă ne întrebați, dar ce facem acolo? Da? Uite, ăsta este rodul muncii noastre. 1, 2, 3, 4, 5. Ce au unii sau alții care, sunt, despre care am menționat anterior? Cu troleibusele. Eu nu prea știu, în fine, fiecare va da apreciere. Dar ca să știți, de exemplu, pe cei ce ține de terenurile de joacă, da? S-au instalat în premieră 100 de terenuri de joacă și acest lucru vine ca și doleanța locuitorilor municipiului Chișinău. Vin din partea blocurilor, semnături, după care colegii noștri, inclusiv deputații, pentru că unii ne-au întrebat, dar ce caută deputatul acolo? Stai un pic. Păi da, la pritură, ea nu încearcă să bați la ușa priturii ca să-ți coordoneze tot felul de proiecte și tot așa mai departe. E foarte complicat. Și oamenii nu știu, s-au implicat, se implică, asistă, merg,
toate lucrurile astea le fac zi de zi. De asta și sunt prezent. M-au tot dreptul. Spuneți-mi, vă rog, iată, din ceea ce ați reușit în Consiliul Municipal Chișinău, și lucrul ăsta se datorează în exclusivitate Partidului Socialiștilor, au fost, și vreau să mă corectați în cazul în care voi comite o eroare, au fost procurate mai multe tonometre, au fost instalate zone de trecere pentru pietoni cu deficiență de văz, da? Și lista ar putea continua. Lista ar putea continua. Eu vreau să vă zic că în toate proiectele și programele cu caracter social pe care le-am prezentat noi la primărie, înglobează, cred că, peste 800 de milioane de lei ca și cheltuieli. Ele sunt foarte diferite, începând cu, cum ați spus dumneavoastră, cu tonometrele, termometrele, bastoanele speciale pentru persoane cu deficiențe de văz, sunerii luminiscente peste 600 de apartamente pentru persoanele cu deficiențe de auz, dacă ne referim la persoanele cu dizabilități, lifturi care sunt instalate în premieră în instituțiile medicale, care permit persoanelor cu dizabilități locomotorii să intre în instituțiile medicale. Pentru că aveam aproape 40.000 de persoane cu diferit grad de invaliditate, dizabilitate, în municipiul Chișinău. Ori acești oameni foarte des sunt lăsați în voia sorții. Nu mai zic că acele indemnizații pe care le primesc sunt pur și simplu nimicuri, mizere, e grav. Și de asta încercăm să fim cât mai aproape. Eu aș putea să vorbesc la nesfârșit, pentru că asta e în zona preocupărilor grupului social din cadrul fracțiunii și ei muncesc foarte, foarte mult în această privință. Din câte cunosc, zeci de proiecte, da. Pentru prima dată pot să spun că este protezare oculară gratuită. De exemplu, și cea dentară? 68 de persoane. Cea dentară, am majorat și numărul persoanele, am majorat și alocațiile pentru fiecare intervenție în această privință. Greu, mergem înainte. Da. Asta nu înseamnă că am rezolvat problemele, că în rând stau o mulțime de oameni. Dar am început să mișcăm carul din loc. Iată, rămânând la teza pe care ați enunțat-o dumneavoastră, că urmează să fie implementate și alte aspecte, au fost aprobați suplimentar 140 de unități de personal pentru asistenții personal care au la întreținere copii cu dizabilități severe. Întrebarea este simplă. Urmează să crească numărul acestor unități de personal? El deja a crescut. Eu vreau să vă spun că, în general, de la, prin deciziile pe care le-am aprobat, aproximativ 900 de asistenți personale sunt persoane care, de fapt, au un grad de rudenie sau apropiați, care au grijă de oameni preponderent care nu se pot mișca. Da. Și cum se zice, țintuiți la pat, și până acum o făceau exclusiv în bază de voluntariat, atunci când era posibil sau nu acest lucru, iar acum se pot angaja oficial. Bine, salariul nu este unul foarte mare, 1600-1800 de lei, dar trebuie să înțelegem că este și pensia deci calculată în această privință, este angajat oficial. Și zicem că e un lucru, e un pas care merge înainte. Exact același lucru este valabil pentru cei care se ocupă în mijlocit de copii. Sunt puțini, trebuie majorat acest număr, dar este un pas înainte. Deja ce ați reușit la capitolul susținerea copiilor, străzii chiar, fiind mai mulți consilieri prezenți aici în studio, ni s-a spus că se lucrau de fapt intensiv la redresarea situației. A fost creat un serviciu special în această privință. Se lucrează împreună cu poliția, cu mulți alții, pentru că ceea ce am descoperit în campanie electorală, bine că aveam în baza întâlnirilor pe care le făceam, dar anterior, dar când am mers în campanie, am mers în foarte multe curs de blocuri de locuit și am văzut o situație dezastruoasă, începând cu apropierea Hotelului Național și fostul Hotel Național, și multe alte blocuri. Iată, acest serviciu, eu cred că, într-un fel sau altul, ne va spori capacitatea de a face față unor lucruri, atât la prevenire, cât și la profilaxie propriu-zis. Domnule Ceban, cred că de trei ani sau mai bine se discută despre etichetarea electronică. Da. Ce se întâmplă? E un nou impas? Eu cred că undeva există problema, iarăși, legată de selectarea
acelei companii sau parteneriatului privat-public care urmează să fie realizat în conformitate cu acest proiect. Trebuie să înțelegem că este vorba despre bani. Orice care vor pune aceste sisteme ar putea să beneficieze de unele profituri. Dorin Chirtoacă este suficient să ne amintim cu Gamrețchi, prietenul bicicletă, să zicem așa, care fura bicicletele prin Italia și a venit aici să devină mare director, s-au gândit cum să facă niște bani în această privință. Noi promovăm acest proiect de un an și jumătate. Urma să fie elaborată sarcina tehnică, a fost aprobată toată documentația și la ultimul consiliu, sperăm că o să meargă din anul viitor. Au fost unele condiții acolo impuse ca să nu vină tot felul de companii neclare în această privință, sperăm că o să meargă. Ceea ce este important să spunem că, de exemplu, noi am promovat conceptul de achiziții publice electronice. Da. Dacă să știți ce fel de presiune era la început, am făcut audieri publice în această privință. Oamenii pur și simplu nu vor să meargă pe formula electronică de realizare a achizițiilor. Dar am demonstrat că pot fi economisiți. E mai eficientă. Sume importante de bani. Nimeni nu mai are întrebări cu privire la cine a câștigat, pentru că toată informația este oficială. Economiile pe diferite achiziții au fost de la 20 până chiar și la 60%. Iar acești bani, diferența, poate fi utilizată în altă parte. Iată că de la finele anului, pentru toate categoriile de achiziții au fost trecute în format electronic. Da, sunt probleme, dar eu sunt sigur că evidența banului, evidența contractelor este mult mai simplă în acest caz. Și dacă revenim la tichetarea electronică, deci tot ce ar omite într-un fel sau altul factorul uman din procesul de luare a deciziilor, din luarea banilor pentru tichetele astea care se redistribuie în trolebus, autobus, credem că ar spori capacității. Pentru că vă spun că la un moment dat eram chiar informați că din Regia Transport Electric se scot bani cu sacul ăștia de un leu și se duc în direcții necunoscute. Asta ar însemna iarăși că dacă să tolerăm această situație, mai puțin bani pentru salarii, mai puțin bani pentru indemnizații, pentru compensații, pentru proiectele de infrastructură, terenuri de joacă, terenuri sportive, iluminat, curți, amenajarea curților, blocurilor de locuit, drumuri, procurarea de unități de transport și tot așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, iată, reieșind din faptul că sunteți președintele fracțiunii PSRM-CMC, ne asigurați că în primărie există o transparență la nivel decizional, la nivel financiar? Nu pot să vă asigur de acest lucru, pentru că eu aș putea să vă aduc sute de exemple când acest lucru nu funcționează. Și noi cel mai mult luptăm în această privință. Am zis, am insistat pe transmisiunile online a comisiilor. Da. Asta a făcut într-un fel sau altul ca să fie diminuat acest factor coruptibil în procesul de luare a deciziilor. Asta nu înseamnă că noi l-am exclus. Pentru că sunt cetățenii hâtri acolo, hâtrișori, nu de la șor, dar hâtrișori, șor tot e hâtrișor. O să mă apuc să vorbesc necenzurat acolo. Dacă mă uit ce se întâmplă în Republica în societate. Moldova. Da, în societate. Dar, în fine, deci la nivelul comisiei a fost diminuat într-un fel sau altul acest lucru. La fel și la nivelul Consiliului, pentru că am pus camerele de luat vedere pe fiecare consilier. În diferite comisii unde se aprobă sumele de bani, mai puțin la fondul de rezervă sau în altă parte, unde ar trebui să existe, dar acolo se tot bagă argumentul că sunt date cu caracter personal. Eu cred că o să o scoatem și cu asta în capăt. Cum sunt direcționați banii prin deciziile personale ale persoanelor din executiv? Asta e o practică foarte proastă preluată de la Chirtoacă, când noi alocăm banii pentru grădiniți, iar banii pe urmă se alocă la Gamrețchi, prietenului. Și acest lucru persistă la momentul de față. Eu am pledat și pledez ca fiecare leu, fiecare bănuț să fie raportat cu regularitate pe site-ul primăriei și fiecare cetățean interesat să poată să vadă dar unde a plecat impozitul meu, taxele pe care le plătesc și multe alte lucruri. Raportat la site-ul primăriei, în ce an sau în ce lună vom avea posibilitatea să obținem informația și în altă limbă decât cea de stat? Pentru că tot echipa PSRM s-a ocupat de acest lucru. Noi 3 luni de zile deja lucrăm și traducem în versiunea rusă. Am promis acest lucru și în campania electorală. Am vorbit cu foarte multă lume în acest sens. Avem
aproximativ 35-38 de populații vorbitoare de limba rusă, diferite etnii, bulgari, găgăuzi, ruși, ucraineni, și credem că ar fi foarte bine să fie realizat să fie acest lucru făcut. Și eu vreau să vă zic că avem peste 1000 de pagini de texte traduse și plasate deja pe versiunea rusă a site-ului. Ne-am dorit o operativitate mai mare, dar vreau să vă spun că acest lucru este făcut de voluntarii noștri. Apropo, iată, dacă tot în acest context, iarăși, de ce PDA, sau cum îi spune partidul ăsta al lui Năstase, a luat să lucreze versiunea engleză? Noi ne-am propus și acest lucru și în câteva luni de zile o să redactăm și versiunea engleză. Ar fi foarte bine ca acest lucru să-l facă primăria. Nu știu de ce nu prea vrea. Intuiesc eu, ținând cont de cine le ține fiesul și nu numai fiesul. Paravanul, da. Ținând cont de relațiile pe care le tot strică cu Federația Rusă în pofida eforturilor de a restabili aceste relații. Iată, ca să revenim, o să avem și versiunea engleză a site-ului. Eu cred că toată lumea e interesată. Cei care vin cu investiții, cei care sunt interesați de activitate, trebuie să găsească ușor această informație pe site-urile oficiale, să nu caute undeva în altă parte. Domnul Ceban, exista o practică, nu știu, nescrisă în timpul aflării lui Chertoacă în fruntea primăriei, de a lucra în baza unui buget provizoriu. Așa. De regulă s-a reușit, sau în ultimii 2 ani s-a reușit ca să se revină la normalitate. De ce? Da. Până la urmă, era în interesul dânșilor de a lucra în buget provizoriu, de a face anumite, nu știu, tranzacții pe care ei și le doreau? Explic. Vă rog. Deci, ca să fie foarte clar, în 10 ani de zile, atâta timp cât a fost Dorin Chertoacă și de când ne ocupăm noi de el așa mai intensiv, 2014, da. 2015, 2016, deci, în 10 ani de zile de aflare la primărie, niciodată nu a propus bugetul în termen. Termeni stabiliți. Da, noi consilierii lucrăm foarte mult la bugetul, lucrăm cu direcțiile respective, dar se prezintă bugetul de către Direcția de Finanțe în plenul Consiliului Municipal, unde mai departe este discutat, abordat, ce nu place scos, ce trebuie depus pus și tot așa mai departe. Iată că anul trecut am fost la o periferie, când Silvia Radu nu venise, iar Dorin Chertoacă încă deja nu era, într-un fel sau altul. Și am reușit să lucrăm foarte mult pe buget, așa ca Direcția de Finanțe să vă poată prezenta la începutul lunii decembrie. Și vreau să vă zic că în 2-3 săptămâni de zile l-am și aprobat. Anul acesta tot am lucrat foarte mult, chiar din luna ianuarie-februarie anului de gestiune. Și către luna, și am ridicat prima dată subiectul deja pentru prezentare în plenul Consiliului luna august, după care în luna septembrie, după care am organizat dezbatere publice, noi am încercat să organizeze și primăria. La începutul lunii decembrie bugetul era gata. Așa că l-am votat foarte, foarte rapid și acest lucru este unul normal pentru a putea plăti salariile la timp, pentru a putea plăti deci tot felul de sporuri, de compensații, de indemnizații, de a deschide procedura de achiziții publice. Ce făcea Chertoacă? Și unde era foarte grav situația? Lui convenea să aibă un buget provizoriu. De ce? Pentru că el, prin semnătura lui personală, direcționa banii așa cum vroia el. Și nu era de vină consilierii socialiști sau nu știu ce, sau nu știu cine. Da? El făcea până în luna iulie toate aceste proceduri și venea pe luna iunie cu bugetul, hai băieți, hai. Deci erau două lucruri. Primul, el prima jumătate de an semna el unde vrea să ducă banul. Tu vrei să pleci la grădiniță, el îl ducea la gropile lui Gamrețchi. Până acum nu avem niciun raport în această privință. Mai departe, la jumătate de an se aproba bugetul, nu mai reușeau să facă achiziții publice foarte corecte în această privință și își identificau firmele lor. Asta, eu presupun că așa a fost, s-a mai scris și prin mass media, nu pot să zic, iată, după asta sau după asta. Pot să spun că știu la sigur că are cineva cu compania X sau compania Z și câștigau tot firmele lor, tot felul de licitații. Scandalurile cu alimentația publică și scandalul cu Parstar Petrol, care îi lua petrol prin firmulița lui Ghimpă, că mai mult nimeni nu mai este niciun operator în Chișinău.
spuneți-mi, rog, nu știu, bugetul pentru 2019. E un buget auster, e un buget normal? De unde vom deficitul? Cum îl vom stufa? Nu este un buget normal, dar este un deficit cu câteva sute de milioane de lei. În principiu, eu cred că este posibil ca să fie realizat integral. Am trecut, a fost la fel și iată că am ajuns cu toate plățile, chiar dacă pe unele categorii n-am reușit să direcționăm așa cum ne-am dorit, dar în linii mari s-a reușit să fie totul făcut în termen. Ceea ce mă preocupă pe mine cel mai mult la buget este faptul cum suplinim mijloacele financiare. Și aici trebuie să lucrăm intensiv atât pe componenta investiții, cât și pe componenta de administrare fiscală, administrare eficientă a banului public cheltuit, pentru că se mai scurge printre degete. Iată. Și vedeți și dumneavoastră, străzi, drumuri. Am asistat la acel, nu știu, mega conflict legat de alimentația copiilor. Da. S-a schimbat șefa direcției. Asta ar însemna că, nu știu, într-o oarecare măsură lucrurile au revenit într-o albie firească, ne-ar putea asigura cineva că ceea ce consumă copiii noștri în grădinițe și școli corespunde calității? Lucrurile s-au schimbat un pic, asta nu înseamnă că s-au schimbat esențial. A fost mărită și norma alimentară, e o monitorizare, mai ales ținând cont de faptul că și noi suntem cu ochii, și presa este cu ochii pe proces, și asociațiile de părinți sunt cu ochii pe proces, pentru că e vorba despre copii până la urmă. Dar asta nu înseamnă că s-a îmbunătățit semnificativ. În acest sens, noi pledăm pentru, în general, să fie retrase competențele de achiziții publice la direcțiile de profil, cum ar fi cea de educație sau de sănătate. De achiziții publice trebuie să ocupe cei care țin pulsul pe componentele economice, bugetare, multe alte, dar nu cei care se ocupă de educație. Educația este pentru educație, în sens că politici și tot așa mai departe, nu proceduri de achiziții, pentru că ei se transformă în oameni care caută cum să facă un ban suplimentar, dar nu să instruiască un om suplimentar, mai bine, sau pe toți cei pe care iau un subordin. În secolul 21 s-ar părea că problema iluminatului stradal nu ar trebui să existe, cu atât mai mult într-o capitală. Echipa PSRM a reușit și în acest sens ca să ilumineze mai multe străzi. Vreau să ne spuneți mai mult. De ce până la urmă este nevoie de implicarea, nu știu, a oamenilor politici în niște chestiuni elementare, ar spune cei mai mulți dintre cei care ne vizionează? Pentru că există o lipsă în ceea ce ține de politicile sectoriale în această privință, ele pur și simplu nu sunt. Și noi mergem pe formula cu programe cu destinații speciale. De exemplu, în anul ăsta am iluminat integral 110 curți. S-au început lucrările de iluminat în parcuri, începând cu Valea Trandafirilor și multe altele. Iluminatul stradal, și aici mă refer la trecerile de pietoni, unde se întâmplă tot felul de lucruri foarte urâte câteodată, la care și voi cam asumii de ați asistat. Pentru că pe fiecare domeniu, educație, comunal, locativ, multe altele, trebuie să existe o viziune foarte clară de dezvoltare pe termen scurt și mediu. Pe urmă, ar trebui să existe înglobat într-o viziune în general de dezvoltare a orașului. Ori aceasta lipsește, ca și în planul general urbanistic. Noi am încercat câteva tentative în acest an să punem totuși pe tapet, am avut audieri, am încercat să creăm grupul care trebuie să definitiveze planul general urbanistic, dar se pare că nici acest executiv nu are nevoie de reguli foarte clare de joc, de priorități, pentru că de altfel e mai complicat să pui banul dintr-un buzunar în altul. Domn Ceban, iată, chiar acum ne întreabă un telespectator. Explicați, vă rog, această teză care este vehiculată în mod special în localitățile urbane, în suburbiile capitale, mai exact să fiu, ele nu urmează să fie scoase din componența municipiului, pentru că se întreabă de ce urmează să fie scoase. Sau e adevărat că urmează să fie scoase? Eu nu știu de o asemenea inițiativă, poate ceva guvernarea și are, dar eu prima dată aud. Noi am fost cei care am susținut eforturile primarilor din suburbii.
a oamenilor din suburbii și pot să vă dau o zeci de exemple în această privință. Chiar și în acest an a fost aprobată suma de 66 de milioane de lei pentru suport diferit în suburbiile capitalei. De asta nu cred că are loc orice întrebare cu asemenea abordare. Domnule Ceban, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru faptul că ați venit cu mai multe explicații raportate la ceea ce se întâmplă în capital. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV și de colegii mei.